Urmează o comedie muzicală, te vreau, te iubesc, te vreau, dar te schimbi. Așa este, dragilor, invitații noștri sunt deja aici alături de noi și le spunem bună dimineața. Anca și bine ați venit. Anca Florescu, Victor Bucul, Daniel Burcea, bună dimineața. Bună dimineața, corect și frumos. O primăvară frumoasă să aveți și bineînțeles și pentru tine, te-ai ascuns așa aici. Bine ați venit la noi, ne bucurăm foarte tare să auzim de un asemenea proiect. Vrem să ne povestiți mai multe. Despre ce? Și după o să și auzim, eu asta aștept. Dar o să și vedem. E vorba despre un musical, un spectacol de teatru muzical care se joacă următoarea reprezentație pe 21 martie la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. O comedie muzicală cu Anca Florescu, cu mine, cu Daniel. Despre ce este vorba? Despre dragoste. Despre dragoste. Despre dragoste în toate formele ei și în toate variantele. Și toate etapele de vârstă. Exact. Vorbim despre dragostea la prima întâlnire, vorbim despre ce nu avem curaj să ne spunem față în față. Noi pe scenă o spunem cu umor. Despre și... ce e vorba sau rămâne un nu mister? Dăm spoilere. Nu dăm spoilere. Bun, deci fără spoiler. Și scene în care avem curajul să ne spunem verde în față ce se întâmplă. Cum sigur. Este scena din mașină. Da. Stați o secundă că vreau să facem schimb un pic așa, că vă auziți, să vă auziți bine. Mi se pare un mărțișor foarte frumos, așa că, uite, puteți să cumpărați, să faceți un mărțișor muzical, ca să zic așa, și să cumpărați bilete pentru 21 martie? 21 martie, exact. O distribuție numeroasă, suntem 8 actori, 2 dansatori, o comedie frumoasă, cu band live, o parte din band este chiar acum în platou, Alex Burg aici prezent. Haideți să-i prezentăm pe toți cei care au venit Alex aici. Alex Burg la pian, Relu Dobrin, colegul nostru, coregraful și dansator în spectacol și Sabina Ioniță, dansatoare de asemenea. Noi, Daniel Burcea, Victor Bucuriu, Anca Florescu, pe care o cunoașteți de altfel, foarte bine, și alți colegi care vă așteaptă la spectacol pe 21 martie, cum spune. Dar acum am pregătit un moment muzical din spectacol. Orele 19 pe 21 martie, corect? Exact. Ca perfect. Să fie foarte la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Dar acum a venit cu o surpriză muzicală. Un moment din spectacol, nu știu dacă mai avem timp să mai vorbim sau dacă vreți să ne mai întrebați ceva sau cântăm direct. Apropo de moment, eu am cântat un pic mai devreme Mermel Cotobel, că da, foarte frumos. E momentul să spălăm urechile, ca să zic așa, cu o adevărată piesă muzicală. Așa că suntem foarte nerăbdători să vă ascultăm și să avem așa un mic tiz asupra musicalului ce se întâmplă pe 21 martie. Grăzat, Anca, colegi, fă. Te ajut? Mulțumesc. Așa, da. Perfect. Mulțumim. Și acum din nou facem schimb, că așa este în microfonul live. Microfonul este al tău. Hai, da. Șampanie ces și-un strop de parfum. E seara noastră, vom fi doi de-acum. Nici când nu credeam că se va întâmpla. La noapte voi fi a ta. Timid și febril ne vom săruta și coapsele mele te vor desmirda. La noapte voi fi a ta. Anii lungi coresc nebuni, zilele se risipesc, fără dulci promisiuni, fără un simplu te iubesc. Ziua nu mă mai tem,
poți noapte să vii, căci dragostea ta o voi simți. Trebuie să punctăm live, 100% live, cu pian, dar și voce extraordinar. Foarte, foarte frumos. Ne-ați introdus într-o lume aparte și asta mi se pare cel mai interesant la musical. Da, și după cum vedeți, nu doar se râde în spectacolul nostru, ci avem și momente emoționante ca acesta. Emoționant-romantice. Exact. Da, un spectacol deosebit, un spectacol sensibil în care, cum spuneam, alternăm momente emoționante cu momente de comedie. Dar de altfel să înțeleg că aici pe spate sunt momente din spectacolul vostru. Exact, momente din spectacolul nostru. Tania Pop aici cu spatele pe care acum o recunoaște. Așa, da. O distribuție, cum vă spuneam, de 8 oameni. Tania, Amelia Antoniu, Daniela Bucșan, Letizia Vrădescu, Silvi Mircescu. Suntem o echipă de actori. Cel mai longeviv spectacol of Broadway. Corect, e un spectacol american. E un spectacol american pe care noi l-am adus, l-am adaptat la scena românească, l-am tradus și îl cântăm în limba română pe scena Teatrului de Operetă. Perfect, vă mulțumim mult de tot că ați venit să ne aduceți o bucățică în platoul nostru în această dimineață. Hai să mai reamintim încă o dată, pe 21 martie, deci la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. La orele 19. Exact, asociația creas.ro pentru informații sau opereta.ro pentru informații, bilete și mai departe. Suntem pregătiți de spectacol deja noi. Foarte tare, ați venit cu energie foarte frumoasă. Vă mulțumim mult. Mulțumim mult. Dragilor. Iar noi acum o să luăm o scurtă pauză, dar revenim aici la Star Matinal. Pauză.